Produsele care expiră în 3 zile vor fi puse în rafturi separate. Senatul a adoptat o propunere legislativă de modificare a ordonanței cu privire la comercializarea produselor și serviciilor de piață, prin care retailerii sunt obligați să placeze separat pe rafturi produsele care urmează să expire în 3 zile. Legea numărul 57/2015 pentru modificarea și completarea articolului 33 din Ordonanța de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, publicată în Monitor Oficial din 26 martie 2015, care a intrat în vigoare pe 29 martie, prevede câteva noutăți în privința comercializării produselor cu preț redus în prag de expirare. Produsele aflate la comercializare cu preț redus, oferte promoționale cu 3 zile înainte de expirarea datei durabilității minimale, datei limită de consum aferente produselor alimentare sau a termenului de valabilitate, datei de minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, se sortează și se expun la comercializare pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil cu informarea corectă, completă și precisă a consumatorilor, se arată în lege. Aceasta mai prevede că nerespectarea acestei reguli este considerată practică comercială incorrectă și se sancționează conform reglementărilor legale în vigoare. Reprezentanții producătorilor și retailerilor se tem că o asemenea măsură ar încuraja și mai mult consumul de produse la preț redus, într-o perioadă în care românii sunt tot mai atenți la modul în care își cheltuie banii. Astfel, românii ar ajunge să-și amâne anumite achiziții pentru a putea cumpăra produsele la reducere.